Deci, doamna Ana, noi suntem de la compania Livrare Flori. Eu mă numesc Ion și venim cu o surpriză specială pentru dumneavoastră. Deci, eu să începem cu manarea acestui buchet de trandafiri, poftim, este pentru dumneavoastră. Așa, mai îndrăzneți. Mai îndrăzneți. Mulțumesc frumos, că vă aparține. Da, am emoții că nu înțeleg. Păi și eu tot am emoții și eu la fel am emoții. Toți suntem oameni și simțim. Așa, o tortă cu fructe și o sticlă de șampanie, care o să o pun aici. Așa. Cel mai important este mesajul de felicitare, un răvaș, care cu permisiunea dumneavoastră eu o să-i dau citire. Bine. Draga, scumpa noastră mamă, noi suntem departe tare. În această zi frumoasă, noi venim cu gândul acasă. Îți dorim noi sănătate, bucurie și de toate. Te iubim și ne lipsești. Să fii tare, să ne aștepți. La mulți ani, cu drag de la feciorul Victor, fiicele Victoria și Leonora, ginerile Victor și de toate nepoțelele și nepot. Să trăiți și să fiți fericită. Desigur, aveți ocazia, doamna Ana, să le oferiți un mesaj copiilor, nepoților dumneavoastră. Dar care? Care doriți dumneavoastră un mesaj? Am în vedere care încoace o... Toți! Toți, toți au contribuit, păi desigur! A, păi cum să vă spun eu ca mamă? Îmi iubesc copiii dispus de mult, adică să zice. Îmi iubesc copiii foarte mult. Și țin la dânsit foarte mult. Că eu numai atât am. Așa, așa. Numai atât am. Scumpietea copiilor, scumpietea mea. Bogăție. Bogăție. Da. Altceva nu-mi trebuiește nimic. Numai să fii sănătoși. Și să mai tragă acasă. Și să mai tragă pe acasă, că dacă așa e vremea, s-o dus pe departe. Dar întotdeauna cu gândul mă curc la dâșii și cu gândul mă scurc și tot la dâșii mă gândesc. Și sănătoși, străiască. Și toate mamele să aibă așa bucurie de copii cu mami eu. Pe Doamne, toate mamele le doresc să aibă așa copii cum am eu. Nu uită de mine niciodată. Asta e foarte plăcut. Eu și să vă spun de partea ca mamă. Vă iubesc. Da, nu ne trebuiește nici de la dâșii mai mult decât să-i audă că-s sănătos. Livrareflori.md. Gestul contează.